După cum bine știți, partidele politice sunt în plină campanie electorală. Domnul Ciolacu a făcut la o emisiune la TV această declarație, pe care o iau ca pe o declarație politică și ca urmare nu-mi propun, nu-mi doresc să o comentez. Pot să comentez un singur lucru, așa cum am spus și cu alte ocazii. Guvernul Orban, nici până acum, dar nici de aici încolo, sunt convins, nu a emis și nu va emite acte nelegale. Există acest aviz al RFP, aviz care a fost eliberat cu o zi înainte de ședința de guvern, nu așa cum a spus cineva în noaptea aceea a ședinței. Și cam asta e tot ce vreau să comentez pe subiect. Da? Sigur, demersurile toate jurnalistice sunt justificate, sunt în regulă, nu am nicio fel de problemă. Dacă cineva solicită, pot să vin și o dată suplimentare, dar cred că e suficient. Această numire, ca și celelalte numiri, au fost făcute cu respectarea prevederilor legale, așa cum am spus, în nenumărate rânduri.